În această noapte magică, în care fiecare dintre noi ne propunem să fim mai buni și mai încrezători în anul ce vine, tradițiile populare își au locul lor bine stabilit din generație în generație. Începem cu ramura de vâsc, o plantă înconjurată de mituri și legende, considerată sacră în antichitate. Vâscul este o plantă magică, simbol al curățeniei spirituale, al libertății și al armoniei. Potrivit tradiției, cei care se sărută în noaptea dintre ani sub o ramură de vâsc vor avea parte de fericire și bucurie tot anul următor. Vâscului se mai spune și crenguța de aur, este rezistentă la ger și la întuneric, iar toți cei care o vor avea în casă în această noapte se vor bucura tot anul care vine. În tradiția românească, vâscul este nelipsit de sărbători. De anul nou trebuie să aveți neapărat o crenguță de vâsc în casă, fie că o atârnați la fereastră, la oglindă sau o agățați de lustră, semnificând prietenie și bunăvoință. O fată, dacă se află sub o creangă de vâsc, poate fi sărutată de un băiat fără să-i ceară voie sau să-i se ceară scuze. În marea majoritate a culturilor, faptul că o persoană stă sub vâsc înseamnă că este disponibilă unui sărut. Un alt obicei respectat, dar practicat în prima zi a noului an, este sorcova. Un obicei pur românesc ce aduce bucurie copiilor. Sorcova reprezintă o crenguță de copac împodobită sau un băț în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. În dimineața anului nou se merge cu sorcova. Obiceiul este răspândit aici la noi în Muntenia, dar se regăsește și în restul țării. Obiceiul este practicat de copii de la 2-3 ani până la 12-13 ani. Sorcova veselă, trăi să îmbătrâniți ca un măr, ca un porc, ca o fină trandafir, tare ca piatra, uite ca săgeata. Înclinată de mai multe ori în direcția unei anumite persoane, sorcova joacă întrucutva rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare și tinerețe celui vizat. Textul urării, care amintește de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mișcării sorcovei. De asemenea, pe data de 1 ianuarie este serbat Sfântul Vasile cel Mare. Mai mult de 600.000 de români își sărbătoresc onomastica în prima zi a anului nou, potrivit datelor furnizate de Ministerul Administrației și Interne. Așa că, la mulți ani celor ce sărbătoresc ziua numelui de Sfântul Vasile!